Salutare, dragii mei! Vă invit să desfășurăm lecția la proiect tematic. Astăzi vom discuta ce putem învăța de la o rândunică. Cum crezi? Putem învăța ceva? Butonează pauza, deschide caietul la proiect tematic și scrie: de la rândunică putem învăța. Eu am evidențiat Londrul într-un nou oraș. Tu poți face asta în modul în care dorești. Apoi, mai jos, scrie trei lucruri pe care crezi tu că le putem învăța de la o rândunică. Te gândești bine, fără grabă, îți formulezi corect și clar gândurile. Apoi, revii. Mă bucur, aștept cu nerăbdare să văd ce crezi tu că putem învăța de la o rândunică. Îți propun pentru audiere o poezie care se numește Rică, Rică, Rândunică. Te așezi comod și asculți. Rică, rică, rândunică, rică, rică, mititică, cât de harnică ești tu, casa singură îți zidești. De cum vine primăvara, te întorci la casa ta, de cu zor și până în seară, în loc nu ai mai sta. Iar vestirea primăverii tu ne-o dai mereu, mereu, cuib la streașina căsuții îți faci și nu ți este greu. De la tine învățăm chiar multe. Singuri să ne îngrijim, lucrul să ne-l facem bine, de la greu să nu fugim. Butonează pauza și mai scrie în caietelul tău cele trei lucruri pe care le poți învăța de la rândunică. Ele sunt aici, la finalul poeziei. Eu le mai citesc încă o dată. Și de la tine chiar învățăm chiar multe. 1. Singuri să ne îngrijim. 2. Lucru să ne-l facem bine. 3. De la greu să nu fugim. Butonează pauza și lucrează. Să știi că de la toate poți învăța câte ceva. De la soare poți învăța să fii darnic, să te împărtășești cu căldura și bunătatea ta cu cei care au nevoie de ea. De la izvor poți învăța să mergi înainte necătând la toate greutățile. De la floare putem învăța gingășia, iar de la piatră putem învăța să fim statornici, să ne apărăm punctul nostru de vedere dacă considerăm că avem dreptate. Iar acum te invit să desenăm o rândunică. Uite, eu am scris propoziția. Hai să desenăm o rândunică. De ce am folosit semnul exclamării la sfârșit? Spune, eu te ascult. Da, această propoziție conține un îndemn. La sigur că te-ai gândit, vai, ce greu e, vai, nu am să reușesc, dar te asigur, cu ideile pe care am să le dau eu, vei obține niște lucrări minunate. Primul lucru care îl faci, desenează la mijlocul unei foi o linie dreaptă sau mai puțin dreaptă, nu e obligatoriu să folosești ricla. Iar la începutul linii desenezi o literă de F alături încă două sau trei litere F, dar de o dimensiune mai mică. Ai văzut că aceste litere seamănă cu niște rândunele? Da, la sigur că ai înțeles că mai trebuie să faci doar capul, coada să o unești cumva într-un fel ca să semne furculiță și aripioara să o evidențiezi. Faci ciocul, ochișorul și iată, ai obținut mama rândunică cu cei trei puișori. Unde stau ei? Pe o sârmă de telegraf, poate. După ce faci lucrul acesta, colorezi așa cum crezi tu că ar fi mai bine, nu uita, am învățat spinarea neagră, pieptul alb, la gușă are o gușă roșie, iar în jur
pot să mai desenez ceva pentru ca să-ți completez desenul. Un soare strălucitor, îndepărtare niște pomi înfloriți sau altceva. La sigur că îți vei pune imaginația în lucru. Îți doresc succes și aștept cu nerăbdare să văd rezultatele lucrului tău. La revedere!